Ceea ce se vede acum la Valea Screzii și la Valea Procului nu este meritul meu, ci este meritul tuturor acelor care au înțeles să sprijine o acțiune de salvare a copiilor din canale, din gări, din stradă, din nenorocirea unei vieți neadecvate. Prezentarea aceasta sperăm că va ajuta să facem acel lucru și Valea Propriei și Valea Screzii să fie neuitate pentru generațiile următoare în țară, în lume, ca un strigăt și în același timp ca o realizare, ca o demonstrație că se poate.